Bine v-am găsit din nou, de data asta cu mine este același Ted Pop cu care am început să vă obișnuiesc Ted, bine ai venit! Mulțumesc! Uh, numai ce mi-am cumpărat o carte, Sfaturi către Predicator, cartea lui Charles Spurgeon, cunoscutul Predicator Baptist mm. Carte pe care am citit-o și în facultate, acum am găsit-o în limba engleză, cred că ai auzit de ea, nu? Da, am auzit de ea, am uh, uh, citit-o mai demult Cred că am luat-o odată de la Magna Grația din România, de la editura aia în limba română. Cred că de acolo am citit-o. Da, e recomandat în cam toate seminarele pentru tinerii predicatori și când am pus una pe carte mă gândeam să facem un episod pe care l-am intitulat eu așa generic, Sfaturi pentru tinerii predicatori și Doru, tu ești astăzi în rolul lui Spurgeon pentru noi. Oh, mai! Am adunat Dar... întrebări de la colegii mei, de facultate, de la institut și de la alți prieteni și vreau să ți le adresez astăzi. Ok. O întrebare așa de debut, poate cu caracter mai personal, Doru. Dacă ai putea da timpul înapoi, ai mai alege să mergi pe calea asta slujire, calea pastorală? Depinde despre ce vorbim când vorbim de slujire. Dacă aș fi ales ca să fiu predicator, da, dacă aș fi ales să fiu pastor, probabil că nu. Și o să explic de ce. Pastorația e dificilă și e diferită de predică. În predică ești dator lui Dumnezeu și ești dator textului pe care, îl, pe care faci exegeză și faci predică. Și Uh, uh, ești uh, destul de liber ca, de exemplu, când ești într-o adunare, să zicem uh, orice adunare, uh, să te închini, să asculți cu atenție uh, cântecele, predicile, uh, rugăciunile, să te rogi. Uh, când ești păstor, mai ales în uh, lumea de astăzi, ești foarte ocupat aproape tot timpul. Cine a venit, de ce nu a venit cine trebuia să vină, când va veni, de ce scârție microfonul, de ce este îmbrăcat așa, de ce e cu tare. După aia trebuie să negociez o mulțime de neînțelegeri și probleme interumane care apar în orice comunitate. De la familie până la biserică. Cumva, când, ele, când te ocupi de problemele familiei, asta trebuie să te ocupi, este normal, dar când te ocupi de problemele bisericii și ai de-a face cu oamenii, atunci e puțin mai dificil că, deși suntem familie, suntem din același trup local al lui Hristos, totuși există, există greutăți în a accepta pe celălalt cu toate ifosele și problemele lui și să aștepți ca să se maturizeze, să crească sau să iasă din faza aceea. Este ca și când în familie avea un copil care rămâne rahitic, subdezvoltat și așa îl ai toată viața și simpatizez cu familiile care au astfel de copii și îmi dau seama cât de dificil este, dar în biserică aștepți puțin altfel. Uh, cum zicea Pavel într-o epistolă de la voi, așteptăm altfel de lucruri. Uh, de fapt, poate că nu Pavel a scris Evreiu. Uh, cine știe cine a scris-o? Uh, deci, uh, ai așteptări de la oameni care nu se realizează. Mai este și problema că uh, predici, păstrăiești o biserică 20 de ani și după 20 de ani îți dai seama după ce ți-ai... Uh, 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 Folosi toate resursele, și tot patosul, și toate rugăciunile, și tot interesul pentru oameni, îți dai seama că există unul, doi, trei sau mai mulți indivizi care nu au crescut absolut deloc. Și cumva asta te, te supără, te r rămâi cu întrebarea: are rost? Se va întâmpla schimbarea vreodată? Și așa mai departe. Deci, uh -huh. predicator, da. Păstor, nu știu dacă da, probabil nu. Dar, De din nefericire, în context românesc, păstorul trebuie să fie și predicator. Aici, la americani, sunt așa numiți păstori executivi. Și unele, unele dintre bisericile românești au păstori, păstori executivi. Păstorul executiv este un fel de MC, Master of Ceremonies, maestru al ceremoniei. Se scoală din când de în când și zice, da, conduce programul. Urmează o cântare, doi copii o să spună o poezie, o soră o să cânte o cântare, va cânta corul, va cânta orchestra, va cânta fanfara, după care va vorbi fratele X. Uh -huh. Și asta se repetă. Și el este un fel de conducător de program. Arbitru. Arbitru, nu da, nu da. Nu. nici măcar arbitru că ar trebui la unii să le dea cartonaș galben sau roșu, <laughs> dar nu le dă să elimine. Pentru că sunt membrii plătitori ai uh, bisericii sale și uh, el trebuie să, uh, să fie plătit și el la rândul lui da. da. Nu-i bine Sof, ca să... Da. Deci ai, uh, ai începe de la început, dacă ai începe de la început, ai merge mai mult pe predicare și nu pe lucrarea pastorală Aș merge mai mult pe predicare, dacă ar fi lucrul ăsta posibil, dar, cum ziceam adineori, e destul de imposibil. Mai ales că dacă slujești, de exemplu, în biserici mai mici, biserica mai mică așteaptă ca pastorul să fie și predicator. Și atunci astea câteodată vin la pachet. Și... Crezi că ai, putea, ai putea să fii învățător, să zici, un să ai un dar mai mult pe învățătură? Să cred să că darul învățător. este mai mult pe învățătură decât pe pastorală. Uh, am înțeles că abia acum recent, de exemplu, ITP-ul a introdus teologia pastorală și alte probleme legate de pastorație. Uh, nu știu dacă astea au fost și pe vremea când tu erai la institut sau nu. Da, deci erau pe vremea noastră, chiar și programul pe care l-am terminat eu nu e teologie didactic, didactică, ci pastorală. Ok, no, este foarte fain. Uh, eu cred că asta trebuie să fie uh, să fie ceva ce se, se predă mai des, se întâlnește mai des în toate școlile biblice, pentru că, cum este și în țară, majoritatea absolvenților de institute biblice, baptiste, penticostale sau creștini după Evanghelie, așteaptă ca să lucreze în domeniul ăsta și bisericile. De obicei, nimerește într-o biserică sau mai multe, un cerc de biserici mai mici, unde trebuie să fii și păstor și predicator. Yeah. Uh, ok, să-mi înțeles că, că începe de la început, ai merge mai mult pe predicare da. și, și de asta următoarea întrebare are de face cu predicarea De fapt toate întrebările până la urmă o să aibă de face cu predicarea Care crezi că este cel mai înțelept lucru când vine vorba de a cunoaște ceva pentru a putea predica? Ok, știi textul scripturii, uh, crezi că ar putea fi teologia sistematică o altă resursă? și teologia sistematică, dacă merg pe întrebarea ta. Dar mai înainte, cred că trebuie ca predicatorul să fie tot timpul conștient că el citește și face exergeză și se, se pregătește să transmită învățătură din Cuvântul lui Dumnezeu. Deci, datoria principală a predicatorului este față de Dumnezeu. El nu are voie să strice, cum zice Pavel, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu. Prin adăugare la cuvânt de păreri proprii, insistența asupra unor dogme sau doctrine a denominației sale, se cunoaște că, de exemplu, în biserici penticostale e această obsesie cu darurile Duhului Sfânt și în special cu vorbirea în limbi. O să asculți o mulțime de predici pe tema asta în asemenea biserici. Alte biserici, cum sunt bisericile baptiste, probabil, le ocolesc total, ca și când n-ar exista. Deci lucrul ăsta cred că e greșit. Apoi, predicatul trebuie să cunoască principii de hermeneutică pentru a face exegeză corectă pe text. Deci trebuie să cunoască textul scripturii, dar implică mult mai mult decât a ști ce se spune, unde e scris și cine a scris. Să știi cui a fost scris textul, nu? Ce fel de literatură este despre ce vorba. Psalmii se face exegeza într-un fel, pentru că este poezie, proverbele într-alt fel, cărțile descriptive sau istorice, evangheliile, faptele apostolilor, cărți din Vechiul Testament de istorie, altfel, legea într-alt fel și epistolele într-altfel, până și epistolele, Pavelare are epistole pastorale și are epistole generale. Eu am ținut o dată o predică din cele 10 feciare și cineva mi-a scris un comentariu mai lung că nu am explicat pe larg pilda aceea și i am spus, am explicat-o suficient de pe larg ca să înțelegem înțelesul pildei. Yeah. E celebru, Origen este celebru unul dintre părinții bisericești care face explicații, exegeze pe Samariteanul Milos. Omul căzut între Tălhare este Adam. Ierusalimul este Raiul, iar este Iadul. Alegorizare. Da. Tălharii sunt puterile vrășmașe, preotul e legea, Levitul e prorocii, Samariteanul e Isus, rânile sunt neascultare, măgarul e trupul lui Hristos, Hanul este Biserica revenirea samaritanului este a doua venire. Trafo din drum nu l-a prins. Nu, da, exact. Unele pilde cum am spus anterior despre cele 10 fecioare, pilda schimbă vorbește despre miriasă Da? Și din cauza aceasta e greu ca să să încerci să cauți în pildă toate înțelesurile. Dar Isus ne spune cu privire la ce ne spune ce este pildă, care este rostul ei. Ce de aceea vegheați. Trebuie să vedem asta este, că nu știm când vine. Ia, yeah, asta e mesajul central al pildei. Exact. Apoi trebuie să vedem ce figur de stil conține textul și cum se interpretează, așa mai departe. Ia, yeah, și cred că un principiu esențial, mă gândesc, e să înțelegi că orice text, orice verset se interpretează în context. Da, bineînțeles. Apoi, sigur că trebuie să ai niște dicționare biblice, o concordanță, probabil, și câteva comentarii ale altor comentatori care, acum noi noi n-am pus coada la cireașă sau cireașa pe tort. Cum nu, frate Doru, că, nu putem să avem fiecare lumină sfântă, de ce avem nevoie de comentarii? Mai acum dar... Martin Luther când a deschis și-a pus Biblia în mâinile oamenilor și-a dat seama că, și nu numai el, și alții, Calvin și alții, și-au dat seama că acea, această, această procedură de a pune Biblia în mâinile oamenilor permite... Acea interpretare personală a Cuvântului Dumnezeu. Dar și atunci când tu citești și interpretezi, tu trebuie ca să-ți pui în concordanță interpretarea ta cu interpretările care au fost făcute deja de mii de ani de zile. Uh -huh. uh, și de aceea e bine, după ce trudești personal, fără comentarii, asupra textului, cu mijloacele de ajutor, care am zis în câteva lexicoane, uh, concordanțe și așa mai departe. Uh, un dicționar grec și pe limba pe care te pregătești sau evreiesc și în limba pe care te pregătești, după ce ai faci și ai trudit și ai scris materialul și încurajezi pe fiecare să scrie materialul pe care urmează să-l predice, apoi te uiți să vezi ce au spus și alți oameni despre pasajul pe care îl prezinți. Aici Cred că și Thomas Oden a fost un teolog american care a compilat în, în niște comentarii biblice comentariile unor părinți bisericești și oameni de altă dată pe diferite cărți ale Bibliei și așa mai departe, sau chiar și pe Vechiul Testament și Noul Testament. A fost întrebat către sfârșitul vieții ce dorește ca epitaf pe piatra de mormânt și el a spus că vreau să am inscripția, inscripția aia se odihnește domnul Sita Masoden, care n-a inventat nicio teologie nouă. Deci e, tendința asta de a inventa ceva nou și de a lăsa oamenii cu gura căscată Aici, acum nu de mult în America a fost, poate ai văzut și tu acel video făcut de American Gospel, da. Când a fost masa aceea rotundă între doi cesaționiști și doi, doi continuaționisti. Ei discutau la un moment dat despre uh, Benny Hinn care în uh, uh, exegeza sa pe Sfânta Trăime a, de, a, a, a decis că tatăl are, uh, este o Trinitate, fiul o Trinitate și Duhul Sfânt este o Trinitate și atunci cei trei sunt nouă. De da. fapt. Da, cel puțin calculul matematic e bun. Da. Yeah. Deci, dar n-a greșit la calcul matematic. Yeah. Da. Uh, sigur că moment. nu, rămân cu gura căscată la o să ne sau un orice altfel de genul genul acesta. Da, oamenii vor ceva nou tot timpul. Da, De asemenea, trebuie să știi că predica nu se alcătuiește în 15 minute în pauza de masă. Uh, între, în, între pauza de cântări, cum spuneam. Exact. Câteodată mergi la Amvon și îți iei o hârtie acolo și te rogi, domnule, să fie cât mai multe fanfare și orchestre ca să ai timp să scrii cele trei idei. E posibil ca să primești în, într un moment de inspirație ideile principale ale textului asta, dar uh, sigur că uh, trebuie să muncești mult mai mult pe text pentru aceasta. Și, uh, acum oamenii mă întreabă. atât vreau să preced, scuză -mă. oamenii mă întreabă, adesea cât, cât lucrez la o predică, sau so, uh, trebuie să ții cont că eu predic de foarte mulți ani. Uh -huh. Uh, și probabil că în computerul meu, pe Dropbox, am probabil mii de predici de-a lungul anilor ăsta. Uh, și numai la ultima biserică am predicat expozitiv pe întregi cărți ale Bibliei, ultima biserică păstorită, am predicat pe Marcu Ioan, Fapte, Romani, 1-2 Corinteni, Epistolele cele patru ale lui Pavel, pe pastorale, pe 1 Ioan, Apocalipsa uh, uh, și așa mai departe. Sau am predicat foarte mult uh, pe astfel de cărți și am toate predicele astea. Și uh, mă întreabă de multe ori și soția mea, Dina, uh, când uh, am o invitație unde o să trebuie să predic ceva. De ce nu e eu conservă? Îi <laughs> <laughs> explic că și dacă iau o conservă, îmi place să o încălzesc, știi? <laughs> <laughs> Sau poate da. să mai adaug ceva la ea că sunt unii care deschid conserva și o mănâncă așa cum este. Dar sunt alții care îmbunătățesc conservele. Ia, cum spunea un predicator, mai știu exact. Cine a spunea că mulgă mai multe vaci, dar îmi place să-mi fac laptele meu. <laughs> da, Sau brânza mea. Da. Ok. Uh, Cred că are nevoie un tânăr să facă un seminar teologic. Sau poate excela și fără să aibă un seminar teologic terminat în predicare? Oh, deci, aici deja. Asta e o întrebare serioasă. O să discutăm o oră pe tema Ar trebui timp. să definim. Avem timp, da. Ar trebui să definim, poate reluăm discuția altă dată, dacă nu terminăm în seara asta. Ar trebui să definim termenii. De exemplu, cum este ITP-ul sau Institutul BAPIS sau Universitatea Emanuel. Universitatea Emanuel diferită puțin că oferă și grade post graduate Deci de master probabil sau doctorate, chiar nu știu dacă doctorate Dar cel puțin master știu că oferă uh -huh. Deci la noi aici în Statele Unite avem Bible College Cum este ITP-ul, este un colegiu biblio-facultate de teologie Seminarul oferă studii postgraduale pentru master și doctorat Mă gândesc că întrebarea ta este cu privire la un colegiu biblic în prima fază, nu? Da, unde obții o diplomă de terminal? Cum? Am în minte un seminar de tipul ITP-ului. ITP-ului, da. Deci ăsta este un seminar unde obții o diplomă de terminare a unei facultăți care poate avea diferite discipline, cum ar fi teologia, asistența socială sau așa mai departe. Un pic de istorie, că înainte de 1989 se ajungea greu la un seminar trebuia să fie aprobat de către Departamentul Cultelor. Și totdeauna locurile au fost foarte limitate. Cred că comuniștii au înțeles cât de importantă era pregătirea pentru predicatori și păstori. Acum sunt tot felul de școli pretutindeni. Dacă vrei numai un titlu de doctorul poți cumpăra cu bani de la un seminar care funcționează într-un apartament de bloc. Uh, nu de mult am văzut un, uh, uh, un exchange de pe Facebook între Emanuel Conțac și un alt domn cu privire la doctoratul său. Acum mai sunt seminarii care funcționează pe lângă biserici. Aici în SUA românii pot participa la niște școli biblice, sunt Eclesia și Sola Scriptura. Sigur că nivelul de studiu, dar și cerințele la terminare sunt minime. Acum unii care terminau pretenții, dar asta e altă, altă, altă discuție. Din câte mi-aduc aminte, unul din primii absolvenți de la Sola Scriptură a primit diplomă în contul unei cărți ce urma să o scrie, cred că pe teme scatologice. Și așa asta Dumnezeu. este atunci discutabil. Deci când vezi așa ceva, automat acea școală a scăzut foarte puternic. Păi dacă tema e scatologică, prin credință a primit și promovarea sau diplomă. Da, bineînțeles, pentru că dacă este vorba de escatologie realizată, da. Dar exact. vorbim de escatologia realizată, nu așa? Deja și nu încă. Deja și nu încă, exact. Atunci, sigur că îți, îți dăm diplo, diploma, dar încă n-ai scris carte. Cam asta exact. este. Hai să răspundem la întrebare. Okay. Uh, am să pun și eu niște întrebări celor care sunt interesați de acest subiect. Mai ales că dacă ai absolvit un colegiu biblic, să zicem cel baptist, uh -huh. te aștept să lucrezi în domeniu, nu e așa că un absolvent de inginerie vrea să fie inginer. Și o absolventă de asistență medicală, asistentă medicală, vrea să lucreze ca soră medicală sau asistentă într-un spital sau într-un cabinet. Cine termine ITP-ul, să zicem, ce se așteaptă să facă? Să conducă camioane prin Europa Occidentală? Așa se spune. Să devină dulgher în Irlanda? Sau o bucătar în Anglia? Vrea să fie păstor, să predice, nu-i așa? Așa e. Primul, primul lucru, deci nu-s așa, cum îmi vin mie în minte lucrurile astea, Uh, ai întrebat cât câștigă un păstor, ce salar are, că ai face bine să întrebi dacă banii sunt importanți și sunt importanți pentru oricine, că trebuie să trăim noi așa, mai ales dacă ai și familie și copii, trebuie să te gândești oare cât câștigă un păstor, cât cât îl poate plăti biserica pe un păstor. Uh -huh. uh, mai ales că în cercuri românești și, nu și în biserici baptiste, nu știu la știm după Evanghelie cum este pe vremea tinereții mele când am a fost în vizită la niște biserici de creștin după Evanghelia, atunci nici măcar nu aveau păstori bisericile, ci era un grup de prezbiteri, ceata prezbiteri așa e și acum, ok. Da. Deci ar fi bine ca să întreb cât câștigă uh, un păstor într-o biserică, uh, să vezi ce câștiguri au. Uh, aici ultima biserică unde am păstorit a fost generoasă cu mine, dar mă întreba un alt păstor celebru din America, mult mai celebru ca mine și uh, mai titrat și mai așa. M-a întrebat cât câștig și am fost franc cu el și a spus extraordinar. Pe mine biserica mă plătește numai cu atâta. Biserica lui era de câteva sute de membri și a mea era de o de membri. da? Am Sau so, uh, era diferență. Uh -huh. uh, cred că trebuie să fie în cadrul bisericii primul pas unde aparții. De acolo ar trebui să găsești un mentor, în primul rând. Așa deci și, cu alte ajut. cuvinte să vezi ce spune biserica ta despre decizia asta de a merge. Vezi de -a ce spune biserica ta și caută-ți un mentor sau chiar păstorul bisericii să fie mentor. Caută un creștin matur care să încerce să-l cunoască pe tine, să te cunoaște, să-ți cunoască, să cunoască năzuințele și slăbiciunile și talentele și probabil și chemarea sau să te ajute în definirea chemării tale. Ești chemat să predici. Dacă nu ești chemat să predici, du-te la alte meserii. E păcat să faci o școală să fii mediocru, și ca păstor și ca predicator. Și apoi să nu ai nici bani. Și să începi să muncești în domeniul laic pentru bani. Și acum mediocritatea ta este și mai pronunțată, că nu mai ai timp să te pregătești pentru mediocritatea de care ai capabil înainte de a munci și a fi ocupat cu altceva. So. Wow. Dacă tânărul vrea să fie pastor și predicator, poate ar trebui lăsat să participe la câteva întâlniri ale cetei prezbitrilor sau bordului bisericii, a comitetului bisericii. Să vadă din problemele și discuțiile de acolo, că nu oricine poate fi păstor. Am spus că câteodată este dezolant când vezi lipsa de creștere a unora și comportamentul altora. Nu, nu, nu zic mai mult decât că să nu te duci într-o biserică, nici măcar în ata, du-te du în 1 Corinten, citește unu Corinten că ți, 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 ajunge. Da? Că din primele uh, versete ale uh, cărții, Pavel deja uh, descoperă acolo că biserica este alcătuită din oameni lumești. Copil la minte, nu uh -huh. poate vorbi ca unor oameni adulți cu ei, da? Deci nu oricine poate fi păstor. Pe de o parte plângi cu cei ce plâng, pe de altă parte trebuie să fii ferm ca să aplici disciplina necesară și să știi cum să reacționezi când mulți vor fi împotriva ta, pentru că o să fii împotriva ta. Mi-aduc aminte prima biserică care am păstorit-o în America. Biserica aceea alegea păstorul când a fost ales. 24 de oameni din biserică au plecat din biserică. Biserica era penticostală și mie mersese vestea că aș fi baptist. Și au spus, eu nu stau în biserica asta să mă conduc cu un baptist. Și unul dintre frații de acolo s-a întors către mine și a zis -o să primești multe picioare în fund. Wow. Asta a fost a, a, salut a fost de... Binecuvântarea a lor Cum? Binecuvântarea lor pentru tine. Exact. Cei ce au plecat. Deci asta era... Aici cred că el vorbea, s-a adresat despre cei ce rămân în biserică. Că acum <laughs> ei îmi dă un picior. Mă lovit lovi în burtă Când am văzut wow. că pleacă 24 de oameni într-o biserică mică Primisem o lovitură puternică în burtă Și acum ei proroceau că o să fiu lovit și în fund Mă rog Într-un spirit de glumă am spus că dacă vede cât de mare e fundul meu, atunci aș da seama că am primit multe picioare în fund de <laughs> Ești <calit. laughs> deci, ca păstor, trebuie să știi, trebuie să, știi să primești găluște. Să știi cum să reacționezi când mulți o să fie împotriva ta, să nu iei personal la fronturile și să nu te deranjeze vorbirile de rău dacă e posibil. De asemenea, trebuie să fii în stare să duci în spate singur problemele, fără să le duci acasă la soție și să împărtășești cu ea, mai ales taine și așa mai departe. Uh, deci dacă ești gata să înfrunți unele din aceste greutăți, uh, trebuie să mai răspunzi la întrebarea cum vorbim mai de de predicator mediocru, ce fel de, ce fel de, predicator o să fii? O să fii relevant predicând cuvântul sau vei bate apa pe teme culese de aici colo? Știi să faci exegeza unui text sau te ajuți de predicile de pe internet? Poți sta cu fundul pe scaun, cu nasul în Biblie, cu capul în dicționare și lexicoane câteva ore într-o zi? Pentru că asta este Yeah. Este uh, datoria ta principală de a și hrăni a turma oricum. și trebuie să dai hrană bună. Este una să faci de mâncare. Este pe internet unul bărbosul, care câteodată îl mai urmăresc. Am mai furat rețete de la el. Și am yeah, descoperit yeah. un termen care nu știam, usciluc. Usciluc, usciluc. <laughs> Moldoveana noastră. Ia yeah, exact, Moldovean de altă. Yeah. Uh, și uh, deci uh, uh, faci așa o mâncare cu ceai în frigider? Te știi? <laughs> sau te pregătești serios pentru mâncare? Biserica așteaptă și nu numai, Biserica Dumnezeu așteaptă ca tu să dai mâncare bună poporului. Deci spui ceea ce spune Domnul în textul acela sau te duci la Sermon Central și cauți acolo o predică pe care o iei pentru biserica ta. Deci, asta este o variantă. Cealaltă variantă este că sunt unii care vor să ajungă profesori la o școală biblică. sigur că aici deja vorbim de un seminar, de studii postgraduale serioase, nevoie de astfel de profesori. Uh, um, și îți place să lucrezi cu studenții, unii tineri, alții mai în vârstă. De asemenea, trebuie să știi că nu toți deținătorii de masterate sau doctorate uh, au, uh, au competență. Gradele nu totdeauna le dau competență dar ar trebui ca minim necesar să te ajute să gândești academic despre Biblie, teologie, istorie, consiliere și alte lucruri de genul acesta, cel puțin atâta poți să obții. Nu? Ce apreciez eu la seminar este faptul că te cunoști cu profesori acolo care te influențează, rămâi cu ei prieteni pe toată viața, e posibil lucrul acesta îndrumătorii de teză sau dizertații te ajută enorm în dezvoltarea unei gândiri critice pe subiectul respectiv, gândești profund. Deci, da, pentru anumite, pentru anumite, persoane este necesar, sunt necesare studiile postgraduale, pentru alții poate doar o școală biblică, un seminar cum este ITP-ul sau Institutul Baptist sau Emanuel. Acum sunt unii care tânjesc după calificare de masterat sau doctorat din cauza prestigiului conferit de un asemenea titlu, dar în realitate când mergi la seminar și studiezi pentru doctorat, să zicem în PhD, într-un domeniu teologic, lucrul acesta ar trebui să te umilească dacă ești om normal. Okay? Atunci îți dai seama că cu cât mai mult cunoști, ești cu atât mai ignorant. Spunea cineva aici că când mergi, ești ca o insulă și cu cât mai mare insula tu ești o insulă. Cu cât mai mare este această insulă, cu cât mai lungi sunt uh, țărmurile insulei. Și țărmurile reprezintă acel domeniu care încă nu știi. Cu atât mai multe întrebări ai, cu cât mai mult cunoști. Uh, și cu atât mai mult ai de explorat și de învățat și îți dai seama cât de mic ești. Mai ales că în vremurile noastre specializările se fac pe o felie foarte subțire de, de materie. Și în da, restul rămâi... A f -a f -a f -a. Ca și în medicină. Ești doctor și știi să faci chestia asta și uh, ai cunoștințe generale de medicină și în alte domenii, uh -huh. dar asta este specialitatea. Și da. acum, așa în teologie este la fel, nu-i așa? Penișez, cu alte cuvinte. Yeah. Uh, foarte, foarte interesant spunea cineva, vorbind despre titluri doctorale, spunea că, frații prin biserici, când aud că ești doctor în teologie, se gândesc că ești medic. Da, posibil. Sunt poate oameni care nu știu ce înseamnă să fii doctor în teologie uh, și uh, se gândesc că faci operație pe teologie și scoți apendicele sau știu ce. Da, ceva de felul ăsta. Teologia fiind pacientul tău. Yeah. Uite, o chestiune, o întrebare la care nu m-am gândit dinainte, dar da. acum, acum pe moment, fiindcă vorbeai de seminarii, foarte mulți colegi de-ai de la ITP care termină și termină în fiecare an undeva la 50 de studenți, A. 50 de absolvenți pe an Și cu toate astea foarte puțin, poate 2-3 sunt implicați efectiv în slujire, predicare sau altă lucrare în biserică Cum crezi că poți trece prin, peste faza aia în care ești oarecum dezamăgit, ești deziluzionat, nu înțelegi de ce ai terminat o școală și nu poți profesa, de ce nu ai un loc unde să slujești cum poți depăși momentul ăsta. Deci, eu de am început cu discuția asta dintr-un alt punct și ca să nu se ajungă în această situație, pornești din altă parte și te gândești înainte ce vei face și dacă lucrul acesta, dacă e posibil ca să ajungi păstor. Eu nu cred că nu sunt biserici care au nevoie de păstori în țară. Bine, și ce se întâmplă atunci? De ce atât de mulți studenți nu sunt... Probabil din lipsa de, de bani, mă gândesc eu. Mă gândesc că din lipsa de bani, biserice nu pot să, să, să plătească salariile la păstori ăștia. Și ei vor trebui să găsească, probabil, cum spuneam ori vor trebui să găsească, un, să fie by vocation, să aibă un job like uh -huh. Din care, de deci să facă corturi, da? Va trebui să, da. Să, să găsească o metodă în care ei să facă corturi pentru a, a se a susține financiar și să facă. Dar mă gândesc că o biserică mai mică care nu poate să spătească salarul, într-o asemenea biserică, nici problemele bisericii nu sunt chiar așa de mari încât să nu poți face față la ele. Și să poți totuși să ai un job, un part-time, jumătate de normă undeva și jumătate la biserică sau trei sferturi de normă și un sfert la biserică sau așa. Depinde de problemele fiecare. Însă mă gândesc că dezamăgirea este foarte mare. Eu n-am o soluție la chestia asta. Fiecare om trebuie să-și găsească soluția, dar când am vorbit adineaori de șoferi de camioane și zidar și așa mai departe, eu cunosc cazuri de oameni care au plecat din țară cu diplomă de seminariști și au ajuns prin alte țări, în special în Europa și lucrează în brutării, în construcții, uh, lucrează în agricultură sau oriunde în altă parte. Uh, și uh, e, e, păcat de cei patru ani sau cât durează acum un seminar la ITP să zicem, E păcat de cei patru ani, e păcat de investiția în oamenii aceștia, este păcat de banii cheltuiți de el, de timpul cheltuiți de ei. E păcat de, nu știu, biserica n-a fost implicată, biserica n-a știut că dacă omul ăsta pleacă la seminar, o să vină înapoi, are loc aici, are loc în altă parte sau așa de departe. Eu nu știu toată dinamica de înainte de a merge la seminar, dar odată ce ai plecat la seminar și ai terminat, cum spuneam, cred că ai pretenția ca să lucrezi în domeniul respectiv. Ești pregătit cât de cât. Crezi, crezi că e o chestiune ce ține de individ, adică oamenii nu se pregătesc cu adevărat și nu, nu, sunt cu adevărat buni în ceea ce fac și de asta bisericile nu doresc? Este, este complex problema. Cred că depinde și de individ. Cred că nici individul nu a predicat poate niciodată decât ce a făcut în seminar. Sau și-o imaginat altceva că seminarul îi dă ceva ce el nu-i capabil să primească sau poate nu oferă seminarul. Seminarul va ajuta pentru o pregătire mai bună pe un om care deja are chemare și are anumite abilități și anumite talente și este înclinat spre studiu și spre asta și, și îl pasionează lucrul ăsta, da? Este, dacă, dacă, eu sunt afon și mă duc la conservatorul de muzică, da? Conservatorul de muzică nu o să facă din mine pianist, adică pot să cânt la pian citind notele, dar nu o să pot niciodată să fiu expresiv în cântare, o să cânt în mod mecanic notele. Asta teoria. Teoria, da. Uh, tre trebuie ca să ai auz muzical uh, ca să mergi la conservator. Cred că așa ar trebui să fie și la un seminar, nu? Ar trebui ca cei care intră acolo să fie verificați. Dar acum așa seminarele au devenit un fel de business, un fel de afacere, cum sunt școlile de pe lângă biserici aici. Am întrebat la o școală, băi, am văzut că voi aveți aici copii de la uh, părinți LGBT. Uh, și zice, da, e o școală, zice, noi luăm bani de pe ei. Da, so, și marge. seminarul probabil a devenit un fel de afacere unde te duci și plătești o sumă și acolo sunt unii profesori care sunt plătiți din banii tăi și da, da, uh, ei nu se mai chinuiesc foarte cu tine. Mare. Cum? Competiția e foarte mare. Sunt cam 100 de persoane pe 50 de locuri, din ce am înțeles. Deci doi, în doi pe loc, da. Yeah. Uh, eu cred că asta s a rezolvat dacă problema ar începe undeva în bisericile lor sau în familiile lor, chiar. Uh -huh. Deci tu ai plecat la seminar la 20 de ani Da, da 19 ani 19 ani Iau cazul tău că suntem prieteni și asta putem să-l discutăm ce, ce, ai știut tu despre viața de familie? Ce ai știut tu despre păstorirea familiei? Ce ai putut observa la părinții tăi? Că mă gândesc că nefiind fiind căsătorit ar trebui să, să obții niște învățături prin observare de la părinții tăi. Să vezi, pentru că îți dai seama de dinamica unei biserici urmărind o familie. Biserica este o familie mai lărgită, formată din mai multe familii, dar te uiți la familia ta, te uiți ce aptitudini ai, ce. Mai... Îți place să gândești, îți place să citești, îți place când citești, să conspectezi, să ești uimit de gândurile altora. Te, te, inspiră acele gânduri sau acele idei pentru a-ți dezvolta propriile tale idei sau așa mai departe. Dacă, dacă da, dacă biserica constată că e nevoie de tine în acea biserică, în acea lucrare și ești talentat, ai, ai, ai dat câteva îndemnuri poate la o oră de rugăciune sau la, ai vorbit la un grup de tineri sau undeva și ai talent în comunicare, Că, da, seminarul nu este numai comunicare. Comunicatori aici în America sunt și în România. Sunt foarte mulți comunicatori mari. Da? Uh -huh. Dar important este ce comunică ei, pentru că ne întoarcem din nou ce trebuie să comunicăm noi. Nu avem o datorie uh -huh. față de cuvântul lui Dumnezeu. Deci nu am răspuns la, la problema asta. O să întreb pe câțiva prieteni mei, care este profesor la ITP sau și în altă parte. Să vedem ce părere au. Eu nu știu, nu m-am gândit niciodată la chestia asta de ce nu sunt locuri pentru ei de lucru. Sigur, noi am discutat asta foarte mult cu profesorii noștri. Profesorul da. vine cam la fel de fiecare dată fi credincios, chemării pe care Dumnezeu ți-a dat-o și vor apărea oportunitățile. Cam asta e răspunsul. Ok, fi credincios, lucrările, dar dacă chemări, dacă n ai avut chemare. Asta e altă problemă. Nu se întâmplă? Oare că atâția oameni merg și fac o facultate, chiar? Învață ce știu, IT în facultate, da? Și ajunge la sfârșitul facultății și îl ajută capul și își ia diploma, dar nu îi place IT-ul, îi place altceva. Da. Nu? Am da. și eu prieteni care au terminat medicină și ar prefera să lucreze pe un buldozer undeva, în loc de medicină. Da? Yeah, e posibil. Da? Distanța între a fi pe buldoză și medicină este distanța între infinit și infinit. Sau cu alte cuvinte, oamenii își greșesc chemarea uneori. Își greșesc chemarea, asta cred că este cea mare problemă. Deci este lipsă de, lipsă de, de planificare, lipsă de analiză proprie, să te cunoști pe tine, să-ți cunoști chemarea ta, lipsă de mentorizare, nu, lași pe nimeni în viața ta sau poate nu există conceptul acesta în multe biserici. Apropo, dacă cineva urmărește în discuția aceasta noastră și ești tânăr și crezi că vrei să mergi la seminar sau ești înclinat sau te gândești la chestia aceasta, ia un mentor din biserică, poate păstorul bisericii sau orice alt creștin matur din punct de vedere spiritual, ia-l ca mentor, vorbește cu el, întreabă-l, deschide-te înaintea lui, lasă ca el să te studieze, să te să te cunoască și să spună dacă crede că ești bun pentru chestia asta, sau dacă are și convingerile lui, trebuie să, fie, să se asemene convingerile tale. Dacă te descurajează, mie îmi place că eu am mentorizat pe unii aici în America și am învățat pe unii să predice, mi-a plăcut un băiat tânăr oată, mi-am mi spus, uite, vreau să te învăț să predici, că am nevoie în biserică să ajuți la predicare. Și el a spus de la început foarte franc, auzi, dacă consider că nu-ți bun pentru predicare, să nu pierdem timpul, nici am meu, nici al tău. Spunem de la început, mă, nu ești bun. Și eu, fără niciun regret, fără nicio durere de inimă, îmi de treabă că eu am meseria mea. Știi? Cam asta ar trebui să fie atitudinea noastră care dacă vrem să mergem la seminar, nu? Da, foarte bună idee, foarte bune gânduri. Acum... Ia mai, mai, mai vreau să spun aici, uh, mi-am notat un gând în minte. Um, e ce copionez, așa aici. În <laughs> uh, uh, seminar o să întâlnești idei diferite și opinii diferite de ale tale. Depinde de ce fel de seminar mergi. Uh, la ce fel de seminar și o să ai ocazia să-ți aperi sau să-ți schimbi convingerile. Uh, observ chestia aceasta că eu nu-mi las, nu mă abandonez credința mea. Că și Iuda au spus că credința dată Sfinților dată pentru totdeauna și sigur că a mea este acea credință care a fost dată Sfinților da. pentru totdeauna. Credința în mine. Da, exact. E, e foarte important ca să, să înveți să-ți aperi convingerile și au să le schimbi dacă sunt greșite și să accepti că ai greșit și cred că seminarul te poate ajuta la chestia da. aceasta. Confirm. Mai ales că, cum ai fost și tu la ITP, ai avut colegi și probabil că ai fost influențat de către unul dintre studenții de acolo, nu? De asta am un hanorac acum pe care scrie Calvinist. Scrie? Ce scrie? Certified 5-point Calvinist. Ioi, ți-o dat cineva de acolo? Da, e haina din dotare, haina preoțească. Hai la preoțească, ok, ai grijă. Ai grijă că sunt, penticostale sunt mare parte arminiene, așa că... Și oamenii. baptiștii, nu numai pentru costalii. Da. Chiar, chiar, am văzut o, să fac o paranteză și am văzut astăzi o gafă pe Church, Fail, Church Fails România. Uh, cred că un frate, nu o soră, se ruga și spunea, Doamne, facă-se voia mea. Hmm. <laughs> și spune, scuze, facă-se voia ta. Da. Acum sunt. <laughs> că este și cântarea aceea, voia mea, nu voia ta. <laughs> Mai greșesc oamenii. În glumă spui adevărul. Da. Un singur lucru numai aici. Deci adâncimea studiilor și lărgimea lor și tot ce poți să faci într-un seminar nu poți să obții singur, să fim serioși. Și dacă îți place să ești studios și ești autodidact studiind de unul singur, Trebuie să fie extrem de dotat și să un fel de fel de geniu ca să poți singur să, să faci. Dar ăsta sunt cazuri foarte rare, unul la un mie Și sau tu la un cum ai reușit totuși, eu. că din, eu te cunosc acum destul de bine? Cum? Și cum ai reușit tu, pentru că știindu-te deja de peste un an de zile, îmi dau seama că ești dotat în ceea ce privește teologia? Uh, muncă multă și uh, darul lui Dumnezeu. Deci, cu alte cuvinte, este posibilitate să ajungi. Este să posibilitate, ajungi. da. Este posibilitate. Am este foarte multă posibilitate, dar trebuie muncă multă și trebuie să, să ai darul lui Dumnezeu. Eu nu cred că am nimic din mine. Până și pasiunea și dorința de a citi și de a studia vine de la Dumnezeu. Așa că. Adevărat. Yeah. Ok, hai să mergem acum spre chestii mai finale și mai practice, că suntem deja la minutul 42 din conversație. Oh mai. Ce tip de predică crezi că e cel mai relevant pentru generația noastră? Acum foarte mulți predicatori online, milioane de predici. Ce tip de predică crezi că avem nevoie astăzi? Deci, aici la întrebarea asta am să răspund... Am, am să răspund poate diferit decât de așteaptă unii oameni să răspund. Că eu mă uit la societatea de astăzi și la cei care ajung să fie celebri ca predicatori. Și eu nu sunt neapărat mulțumit de predicile lor. Poate, poate unii să fie mulțumiți, dar eu nu sunt mulțumit. De aceea cred că întrebarea asta nu o să aibă răspunsul așteptat. Este că, cum spunești, internetul inundat cu predici. Sunt miștocare care folosesc expresii și metode de exprimare așa populare, care prin la un public de un anumit nivel de cunoștințe foarte slab și nu vreau să zic uh, poate fără cunoștințe și așa. No. Stilul ăsta este copiat de către alții pentru că ăsta merge la oameni, la popor, știi? Prinde bine. Vorbești popular cu expresii populare. După aceea sunt cei care au o mulțime de povești și uh, glume și istorii și uh, sunt uh, în discuție cu aici în America cu un uh, uh, evanghelist celebru care l-a moștenit pe Reinhard Bonke uh -huh. uh, pentru că el a făcut 12 video contra cesaționiștilor și uh, uh, el amintește acolo câțiva, merge în istorie ca să dovedească că de fapt darurile Duhului uh, n-au încetat. Care este pretenția celor care sunt cesaționiști cu privire la darurile spirituale. Și um, curios, ca să intru în discuție că o să-l cunosc mai bine, am urmărit câteva videouri de-a lui de prin biserici, unde merge el, pe aici, în America, alea când este în evangelizare în Africa și mai știu unde e altă treabă, bine. da. am urmărit câteva. Să, dintr-o predică de 40-45 de minute, 30 de minute, dacă nu mai bine, sunt povești, istorii, prezentarea unor cărți și povestiri despre ce s-a întâmplat, unde sunt. Sigur că el face fundraising, deci el merge după bani. Și oamenii îl ascultă cu gura căscată când povestește istorii despre exorcizări sau mai știu eu ce, cu confruntări cu vrăjitori și așa mai departe. El a devenit un fel de super creștin, nu? Și hai să-i dăm bani pentru că el ne reprezintă. Până la urmă, noi suntem mulțumiți dacă el ne ia banii noștri și prin bani contribuim și noi la lucrarea lui. Da? Apoi găsesc alții care strigă foarte tare ca să pară că sunt plini de har și alții copiază pe ei. Nu? Unii se uită la titluri răsunătoare, sfărăitoare ale predicilor și caută să șocheze prin titlu și așa mai departe. Și alții își caută identități noi, să dau drept evrei. Că vezi bine, un evreu este mai special ca un român jet bejet. El ajunge la cunoștințe ezoterice care frizează ridicolul și sunt cumva încărcate de gnosticism. Da? Eu uh, susțin predica expozitivă. Nu știu dacă asta este termenul românesc, expozitiv. Da, da, expozitivă. Predica expozitivă. Uh, pentru cei mai mulți este mai ușor predica cu subiect, subiect subiectivă, nu? Ei dragostea, pacea, ca toate textele, ei trei dintre uh, aceste idei și face o predică. Dar după o mie la mea părere, predica expozitivă este cea mai bună pentru a spune ceea ce spune Biblia. Deci eu sunt de părere aceasta. Mm -hmm. Predica aceasta analizează, face exegeză, spune ce spune Biblia, e sprijinită pe alte texte biblice apoi aplică cele spuse. Și asta este predica care mie îmi place. Am fost într-o biserică nu de mult un bun prieten de al meu, dacă îi spun numele românii, îl cunosc. Uh, am zis, mă, tu ai folosit foarte multe texte în predica ta. De ce faci chestia aceasta? Uh, zic, dar de ce să nu o fac? Pentru că ce, ce spune textul acesta, eu trebuie să sprijinesc cu altă. Biblia este cea mai bună, cel mai bun, uh, cea mai bună exegeză a Bibliei, nu? Da. Aici, Biblia spune ce spune Biblia. Eu explic ce spune Biblia cu Biblia. Orice prorocie de. se explică prin Biblie, nu? De. Um, aș aminti că John Stat are o carte care se intitulează Between Two Walls, The Art of Preaching in the 20th Century, uh, dar noi suntem în secolul 21. Și aici el vorbește despre lucruri importante, studiul biblic, obiceiul de studiu, predicile, piedicile în calea studiului biblic, Alegerea textului, meditarea asupra textului, descoperirea gândului dominant, aranjarea materialului, punerea unei introduceri, și concluzii. Dar el spune ceva despre predicatul care e foarte interesant. Predicatul călătorește cu mii de ani în urmă, când a fost scris textul pentru cei de atunci. Analizează istoric, gramatical, din punct de vedere al sintaxei, al contextului, cum spunea ori toate astea. Predicatul descopere. Ce le spunea Dumnezeu prin acele cuvinte celor din vremea când le-a le transmis Dumnezeu mesajul? Apoi predicatorul aduce și aduce acele, acea, acea, explicație și o explică astăzi, extrage din învățătura aceea uh, doctrină și apoi termină făcând o aplicație pentru cei de astăzi. Acum, dacă Isus este același era și în veci și cuvântul lui Dumnezeu este inspirat de Dumnezeu, uh, El nu se schimbă. Chiar dacă nu știu, n-ai remarcat că noi oamenii suntem absolut uh, la fel cum a fost acum 3.000 de ani? Noi nu, nu ne-am schimbat absolut deloc. S-a schimbat contextul. Mergem cu Mercedes astăzi și călătorim, zburăm pe uh, lună și împușcăm cu rachete în eclipsă săptămâna viitoare luni sau când vine eclipsă. Putem face chestiile acestea. Sau ne suntem într-o mașină self-driving și stăm la volan așa în testa noastră și mașina ne duce unde vrem noi. Am pus adresa și ne conduce fără nicio problemă, fără accidente acolo. Dar noi, omul în mașină, suntem același care am fost acum 2000 de ani. Să aplicația textului pentru noi trebuie să fie asemănătoare. Eu, cred că predica expozitivă este, după părerea mea, cea mai bună. It's a text-driven sermon. Este condusă de text. Pornește de la text. Este explicat textul cu rigoare, fără să adăugăm, fără în context, cum ziceai adineori, da. și facem aplicație. Asta e am... părerea mea. Restul Cred că trebuie abandonate restul inovațiilor pe tema asta. Chiar am o carte bună aici, a lui Steven Lawson, pe predicare, Call to Preach se cheamă. Este și nu dacă este și în română. Foarte bună pe predicare expozitivă. Mai sunt și altele, Da. Studiază Lawson, Lawson și John MacArthur Uh, sunt doi predicatori care folosesc metoda expozitivă și care cred că sunt cei mai... Uh, sunt ca niște comori naționale, ca să zic așa. Yeah, -aș -aș -aș. -aș. Mie îmi place foarte mult ce părere despre Tim Keller. Mi se pare că predică expozitiv și în același timp reușește să ducă mesajul de la minte spre inimă. Da, Tim Keller e bun, dar știi ce se întâmplă cu Tim Keller? Vezi că uh, când vorbești despre Tim Keller, imediat o să sară siguranțele la 2-3 români din România, care nu sunt sigur că au citit vreo carte de-a lui, dar au citit ce au zis alții despre Tim Keller. Mm, este da. puțin controversat, cum și anti-right este controversat și alții. Uh, vezi, uh, hai să să-ți să, să spun ceva. Când uh, s-a întâmplat chestia cu Ravi Zacharias, dacă ți-aduce aminte, yeah, uh, eu cred că am aproape toate cărțile lui. Și am fost într-un impas. Mă gândeam ce să fac cu ele. M-am gândit că să le ard cum ar zvrăjitorii ar, ar, vrăjitorii căr cărțile lor, fapte 19, sau să le donez la cineva, dar mă gândeam că dacă le donez la cineva și le obține altcineva, poate cine știe ce mai, face Mai fac șanțe, de la Da, am zis că să fac eu foc cu ele. Aha. Dar uh, am stat un timp și m-am mai gândit, și după aceea am zis, mă le păstrez. De ce? Cu toate păcatele lui, personale și căderile lui sunt lucruri bune în ele, părerea mea Așa este și anti de exemplu când vorbim despre învierea lui Iisus Hristos Eu cred că sunt trei cărți care merită citite despre învierea lui Iisus Hristos și una este scrisă de anti-right Alta este scrisă de Mike Licona și alta este scrisă de Habermas sau astea trei cărți trebuie citite despre înviere. Deci nu cred că cineva poate să citească cartea lui Anti-Wright despre înviere și să găsească un defect la carte. Acum, Anti-Wright, sigur că uh, New Perspective on Paul, noua perspectivă asupra lui Pavel și o mulțime de alte chestii, poate că a derapat. Da? Uh, dar noi trebuie să fim în stare. Nu nu, 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 toate, nu tot ce spun eu și nici nu, nu tot ce spui tu sau ori tot ce spune un alt mare predicator care vrei tu, nu tot ce spune acel predicator este 100% totdeauna perfect doctrinar sau coșer. Infailibil, da? da? Cum? Nu e infailibil. Da, thank you. Uh, și uh, așa poți să citești Am uh, aici undeva dogmatica lui, uh, lui Karl Barth. Uhum. El este contestat pentru o chestie, da? pentru felul în care el a aplicat ce este Cuvântul lui Dumnezeu, în afară de faptul când Cuvântul lui Dumnezeu acționează asupra ta, uhum. când Cuvântul lui Dumnezeu îți vorbește ție. Deci, în afară de faptul când el atunci devine Cuvântul lui Dumnezeu, altcum mai sunt litere și cuvinte da. pe niște pagini de hârtie, da? Mitologie. Da. Plus de asta, el a avut o viață și el a avut o viață pătată și așa mai departe. Deci când este vorba de scriitor și predicator și așa cum a fost și Tim Keller, mm -hmm. trebuie să ții cont de contextul în care a slujit omul acesta. Mie îmi place Tim Keller, da? Îmi place foarte mult. Citesc, am, am, cred că am toate cărțile lui și cred că am toate predicile lui în Logos, în... Meaning of Marriage, da, yeah, that's a very good book, Aia este o carte yeah, foarte, bună. Citit -o foarte bună. am citit-o foarte bună, de-asta Eu mai am cărți aici, în spate, poate mai sunt ce știu, vreo mie de cărți, dar mi-am dat toate cărțile. Eu m-am dus pe sisteme digitale, pe cărți digitale, știi? Mm -hmm. Și am, am, am multe cărți în sistemul Logos, cred că vreo 5-6 mii de cărți acolo și în Kindle am iarăși câteva mii de cărți. Am, pentru că e mult mai ușor să le transporti așa și tu ești încă tânăr, tu nu știi cât praf fac cărțile. Dar dacă ajungi la 70 de ani și ai adunat toată viața cărți, atunci o să descoperi că e casa plină de praf din cauza la cărțile tale. Ja. E bun praf ăsta, îmi place. Îți place praful ăsta, da. Îmi place să, să iei cartea. când o deschizi cartea, să o miroși, da? Să vezi cum miroase cartea. Într-o generație care iubește praful, de altfel, trebuie să iubim praful ăsta. Da. Deci trebuie să fii în stare să faci deosebirea între ce spune bine și bun un scriitor sau un predicator și domeniile în care he's blindsided, știi, unde nu are, nu vede bine într-un domeniu sau altul. Așa e ușor ca să dăm cu piatra, că până la urmă o să dăm cu piatra în toți și când nu mai avem în cine să dăm, atunci va trebui să dăm în noi. Deci, da. Corect. Da. Ok, să mergem la următoarea întrebare. Avem un prieten care era foarte curios dacă ai putea să predici în biserică chestiuni care sunt mai controversate, spre exemplu să uh, ataci o învățătură sau o încredințare, mai bine zis, a bisericii din care faci parte și să vorbești împotriva ei. Sau trebuie să eviți subiectul ăsta? Cum zic, deci, uh, cum depinde de statutul tău în biserică, uh, dacă ești păstorul bisericii, dacă ai câștigat uh, încrederea poporului, Știi că ești serios și nu vorbești baliverne și nu s-ar din creangă în creangă, cu teologică vorbesc, creangă-creangă-teologică și nu schimbă tot timpul teologia și așa mai departe. Eu cred că poți ca să, să abordezi subiecte controversate în biserica locală, dar dacă ești tânăr predicator sau ești unul dintre predicatorii bisericii și vrei să faci aceasta fără știrea păstorului sau fără sprijinul lui și îți mai spun încă ceva. Dacă ești tânăr predicator și dacă păstorul într-o întâlnire cu tine, te va sprijini și te va încuraja să faci chestia aceasta, dacă se întâmplă să te pe tine alții, să știi că s-ar putea ca păstorul să se spele pe mâini de tine. Okay. Uh, pentru că uh, el vrea să-și păstreze poziția. So, eu consider că anumite învățături ale bisericii, anumite dogme, anumite uh, biserici uh, sau subiecte controversate ar trebui să fie. Evitate de către păstorii tineri sau de către predicatorii tineri. Dar, când ești păstor și de mai multă vreme, tu poți să-ți călăuzești biserica în direcția în care, biblică pe care ai descoperit-o și care este de, de către acea problemă care este controversată sau greșită, chiar. Ok, și ce faci în situația în care, să zicem, ești un tânăr predicator, ești într-o biserică, hai să spunem, pedicostală care are niște învățături foarte ciudate. Să zicem că în biserica respectivă învață că nu poți să fii mântuit decât dacă vorbești în altă limbă. Ce faci ca tânăr predicat? Păi, trebuie să deschizi discuția în primul rând cu cine predică acest lucru și, cu, și, trebuie să vezi de unde provine această învățătură, să mergi la Biblie și să lămurești pe oamenii din biserică, pe păstori și cine că cei mai influenți oameni sau cine este responsabil de biserică, că aceasta nu este o învățătură biblică. Deci poți să faci lucrul acesta folosind Biblia, folosind Cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă oamenii nu acceptă această învățătură și insistă mai departe, poate nu locul tău în biserica aia. Ok. Interesantă perspectivă. Crezi că poate un tânăr să facă chemare? Ia. Yeah, eu cred că poate face chemare, o poate face oricine, dar acum depinde ce este chemarea și cum este. sau so, so, um, Ca un certified reformed uh, Preacher. Da. Nu totdeauna se face chemarea, pentru că Duhul lui Dumnezeu lucrează și fără ca cineva să ridice o mână sus sau așa. Dar Dumnezeu lucrează și așa. Unii vor să ofere oamenilor această ocazie ca să se predea Domnului, să se predea Domnului. Eu n-am nimic împotriva la chestia atât cât timp nu se face insistent și cât nu, se, nu este o manipulare psihologică. Știi, începe orga să cânte așa cu niște strings și cu un pian așa dulce de tot, înțelegi? Vino, nu am mâna acum, e ultima Da, fiecare. da. Și atunci începe o insistență de a extraordinar de mare, că până la urmă unul care s mai predat de trei ori zice, mă predau încă o dată. Știi, ca să nu-l fac de rușine pe săracul păstor și vine în față, știi, la, la ăsta. Eu cred că am fost în bisericile pentecostale din țară, unul dintre primii care am făcut o chemare. Prima dată am făcut o chemare în biserica păsăruită de Codreanu, în Timișoara. Ai am fost lini. chemat la o săptămână de evangelizare. am fost acolo miercuri și sâmbătă și în ambele dăți am făcut chemare. După mulți ani de zile, în timp ce eram în Portland și mă pregăteam pentru o mormântare, fiind undeva acolo la capelă, într-un birou separat, Trecând peste notițele de predică, a venit un om, a bătut la ușă, a spus vreau să împărtășesc ceva cu tine. Zice, nu mă cunoști, dar eu te cunosc. Eu m-am predat la o predică de-a ta din Timișoara, zice. Ai spus să venim în față și am venit în față și m-am predat Domnului. Uh, și m-am dus acasă și mi-am adus sora. Asta a fost miercuri. Sora mea s-a predat sâmbătă, în... vorbesc de săptămâna pe care am învitit-o. Da. Sora mea s-a predat sâmbătă și din cauza ta suntem toți la credință, toată familia asta și eu sunt chiar păstor, zice, în zona mea acolo, era pe undeva prin județul Timiș. M-a uh -huh. bucurat lucrul acesta că a fost un rod la, la treaba asta, dar nu știu dacă nu știu dacă faptul ăsta au fost că eu, am, că eu am făcut chemare, dacă lucrul ăsta nu se întâmpla fără chemare. Uh, ce se, întâmplă, ce se întâmplă, dacă nu vine nimeni? Pune-te în situația un predicator tânăr și face de 10 ori chemare și niciodată nu vine nimeni. Ce faci? Te lași de meserie? La păi, zici, mă, nu, nu sunt destul de convingător. Sau poate de nu a fost niciun, niciun, păcătos. Aici, în biserica, unde funcționează acum ca unul dintre predicatori, este un predicator baptist. El în fiecare duminică când predică, el termină predica cu chemare. Acum noi suntem toți ăia în biserică și totdeauna de aceleași persoane să mai predau o dată. Ia, yeah, e o chestiune ce am văzut și la american. Mai merg la Westgate, o biserică americană dimineața aici în, Ana. Seattle și văd că e o obișnuință ca aceiași oameni să iasă în față la finalul predicii. Da. De Acum depinde, de cultură, pentru cei, depinde pentru ce... Depinde pentru cei îi Că sunt unii care cheamă la rededicare. Rededicarea, it's a safer option. Știi, este o opțiune mai, 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 puțin problematică pentru că noi toți avem nevoie să ne rededicăm viața Domnului, știi? Da. Și sunt mai mulți care vin să-și rededice viața, dar dacă sunt unii care vin chiar să se mântuiască, asta este mai rar întâmplat, știi? Uh -huh. Ia, nu A, și nu știu, deci despre chestia aceasta am ajuns să am, nu mai sunt de aceeași părere cum am fost în tinerețe, eu cred că Duhul Lui Dumnezeu lucrează decât să, să Cheltuiești timpul pe tehnici de manipulare psihologică și de a chemării și așa mai departe. Dacă faci o simplă chemare și o lași așa și poți să trăiești cu faptul că nimeni nu a răspuns la chemarea pe care ai făcut-o, atunci fă Dar ce zice biserica unde slujești? Ce zice păstorul? Să zicem că ești predicator într-o biserică și ce zice păstorul că tu faci asta? Da. Cred că, până la urmă, chemarea nu trebuie neapărat să aibă de a face cu a chema pe oameni în față la altar, ci să mm -hmm. răspundă Evanghelie, să răspundă lui prin a pune în da. Cred e. că un tânăr poate predica despre căsătorie sau despre teme din spectrul familiei dacă nu e căsătorit? Uh, revin la ce am spus când vorbeam despre tine și plecatul la seminar. Uh, mă gândesc că. Tu ai observat, orice tânăr observă viața de familie și anumite teme de familie pot să fie abordate, anumite teme de familie, depinde ce teme din spectrul familiei, ce anume, ne căsătorit, știi, ce anume din spectrul familiei. Zicem, poți vorbi despre creșterea copiilor dacă nu ai copii. A, eu cred că poți vorbi despre creșterea copiilor, că Biblia prezintă principii biblice despre creșterea copiilor. Uh, și asta o poți observa de la prima pereche de oameni, uh, i-a crescut pe Cain și pe Abel până la sfârșitul vremurilor. Uh, vedem Timotei a fost crescut de către mama și bunica lui, nu-i așa? Uh, și a avut ca mentor pe Apostolul Pavel, considerat tatălui lui spiritual. Sunt so, totdeauna, Is Isus la un moment dat se adresează ucenicilor copilașilor: aveți ceva de mâncare, adică copiilor, tinerilor, aveți ceva de mâncare. Mm. Să so, Isus i-a tratat, deși probabil că Petru era mai în vârstă ca Hristos, i-a tratat pe ucenici ca fiind copii ai să, într-un fel, da, el este Dumnezeu și noi suntem copiii lui. Cred că sunt principii biblice pe care le poți aborda. Poți să vorbești biblic despre asta. Noi foarte mulți că așa de la modă, conferințele cu familie aici în America, nu știu în România cum este. Că omul speră că în trei zile de conferință să rezolve probleme și nu au fost rezolvate 30 de ani de căsnicie. Știi? Și e posibil ca să i răsară la unul soarele în cap așa și să vadă lumina dintr-o dată. Asta nu zic că este imposibil. Dar dacă predici Biblia, principii biblice, despre creșterea copilor, eu cred că pot să abordez problema asta cum vezi tu în Biblie, numai să ții cont cum o, cum o prezinți că urmează să te căsătorești, să ai copiii tăi. Sau nu te prea. <laughs> și, și o să-ți dai seama că teoria este ca teoria și uh, practica te omoară. <laughs> să zice. Yeah. Okay. Sau so, trebuie să avem uh, un filtru când vorbim despre anumite teme. Da. Suntem și uh, fac, fac, o, fac o paranteză aici. Uh, eu eram tânăr. Uh, dar eram căsătorit, încă nu aveam copii, n-am mai avut copii niciodată Dar uh, cineva din biserică se ocupa de tinerii bisericii și îi pândea noaptea să vadă dacă își conduc prietenele acasă De, la, de unde le-au condus ei și dacă se sărutau când uh, se despărțeau uh, Se băga prin tufișuri pe la case, pe unde locuiau fetele Asta era lui Asta era darul lui de a. Da, era, avea discernment ministry. <laughs> yeah. Dar de urmăritor. Dar de urmăritor. Și uh, am avut o discuție odată cu eu. Am spus, mă, copiii tăi sunt încă mici, avea copii mai mulți. Când o să crească copiii tăi, mare o să fie diferit. O spus, o, oh, nu o să fie diferit. Uh, să vezi că eu îmi cresc bine copiii și așa mai departe. Uh, o să ai surprize cu copiii. Uh, E foarte interesant că din părinți buni care au viață de familie bună, câteodată apare câte un măr stricat, știi. Și la el în familie au fost mai multe fructe stricate, care ăsta și după foarte mulți ani de zile ne-am mai întâlnit așa că eu plecasem din țară, poate vreo 30 de ani, 20 de ani după ce am plecat din țară, cam acolo undeva. Ne-am întâlnit la o familie și zice, mă, vreau să-ți cer iertare că am avut o discuție cu tine, atunci a avut dreptate. Nu poți să știi ce copii o să ai și ce probleme o să, cu ce probleme vei fi confruntat în familie. Deci rămâi în cadrul biblic și fii sigur că problemele biblice pe care tu le predici altora le practici în familia ta, în viața ta și așa mai departe. Pavel zice că nu vreau să spun altora ceva ce Dumnezeu nu a făcut în mine. Noi acum toți vorbim în mod opțional, vorbim ce ar trebui să fie, ar trebui să fie așa, ar trebui să fie așa. Este, trebuie să ținem cont și de ceea ce este în viața noastră, ceea ce s-a întâmplat deja, ceea ce Dumnezeu a lucrat în noi. Uh, pentru că cu o lucru acela avem și experiențe, nu numai teorii. Uh -huh. Ok, dar o, cu o ultimă întrebare. Dacă ai fi din nou tânăr și ai predica, dacă ai fi în tinerețe, ce ai face diferit în predicare? Dacă aș fi tânăr, și aș? Dacă ai fi tânăr, predicator, ce ai face diferit? Față de ce ai făcut deja? Ce Față de, făcut de ceea așa? ce am făcut deja? Da. Uh, sigur că cu vârsta și cu experiența uh, vin, uh, vin alte bagaje și de cunoștință. și de uh, tot. când noi eram tineri în țară, eu și fi rus să merg la ITP, dar nu am fost lăsat de departament. Am participat la studiile navigatorilor pe vremea aceea care se țineau un secret în țară și mulți dintre colegi și prieteni, cred că inclusiv Beni Fărăgău acolo a participat și el și mai târziu s-a dus la seminar sau la doctorat în Anglia. Și alții de asemenea au participat la studiile Navigators, ceea ce au fost studii bune și alte studii care s-au ținut. Noi n-am avut cărți în țară. Pentru că nu era literatură și literatura care se traducea în românește era pentru consumul larg, popular, cărți cu meditații, cu um, mesaje devoționale și așa mai departe. Uh, cred că aș fi fost mai. Uh, poate că aș fi fost puțin mai serios în, în predicare decât am fost. Uh, deci eu n-am eu trăit din predicare până acum 14 ani. Eu am avut loc de muncă, am lucrat în contabilitate și am fost în birou și asta am făcut, asta a fost meseria mea în majoritatea cazurilor. Am făcut și alte lucruri când am avut loc de muncă, multe alte lucruri am făcut, am început companii, am lucrat în ele, le-am vândut, nu, no, dar. Aș fi, aș fi fost mai serios în predicare. Predicarea n-a fost uh, una dintre întrebările cele mai uh, serioase pentru cine este by vocation, este cum își împarte timpul. Uhum. Și am, am acordat mai puțin timp predicării decât ar fi trebuit să acord. Și pentru că mi-a plăcut să citesc, am citit tot felul de cărți. Uh, și pentru că uh, am fost popular și mi-a plăcut să petrec timp cu oamenii, și am petrecut mult timp mm -hmm. cu oamenii. Uh, de multe ori am făcut în predică ceea ce am spus aici din ori, uh, poate mi-am făcut un mesaj în 15 minute câteodată. Mm -hmm. Aș fi acordat mai mult timp predicării când am fost tânăr. Uh, M-am bazat pe darul meu și uh, pe capacitatea de a vorbi și uh, Lucrul acesta n-a fost, fost cinstit în fața lui Dumnezeu, care a așteptat ani de zile după mine ca să înțeleg că trebuie să pun și osul la, la muncă. Da? Deci, cam asta aș face, în primul rând. Aș fi mult mai serios cu predicarea. Vrei să predici? Ești dator lui Dumnezeu. Ești dator față de poporul lui Dumnezeu, ești vinovat, cum zice Pavel, în Fapte 20. Nu vrei să fii vinovat de sângele nimănui. De aceea predici și predici tot planul lui Dumnezeu. Nu predici teme preferate sau pe care le posezi mai bine, te, te documentezi și predici tot planul lui Dumnezeu și o faci cu seriozitate, mai multă seriozitate și mai multă adâncime decât am făcut-o eu, de exemplu. Cam asta aș face. Doru, apreciez foarte mult sfaturile pe care ne le-ai dat. Apreciez foarte mult că ești autentic și te-ai deschis și ne-ai spus și chestii personale. Și cred că fiecare avem ce lua, Avem de, de luat ceva din sfaturile tale, din experiența ta de viață. Îți mulțumesc încă o dată și sper să mai. Mulțumesc, să ție, mai Daniel, că m-ai invitat toată. și sper să fie, să fie util. Cel puțin Mie mi-e e util ca să am discuții, că așa am moment și un timp de introspecție și de analiză, care câteodată nu-l ai decât în astfel de contexte. Vă mulțumesc și vă că ne-ați urmărit pe data viitoare.